Sigur, fiecare guvern, fiecare formațiune politică își propune să rezolve multe din deficiențele sistemului fiscal, sistemul de colectare a taxelor, dar se pare că toți își propun și foarte greu reușesc să le implementeze. Cu atât mai mult cu cât, de când suntem țară membră a Uniunii Europene, parcă atunci când nu vrem să facem ceva, ne ascundem sub fusta Uniunii Europene. Experiența îmi spune că Uniunea Europeană nu zice niciodată să nu faci ceva, ci doar să încep cu a te consulta cu ei și a respecta regulile de concurență din Uniunea Europeană, ca principiu de bază când iei o măsură în domeniul mai ales al fiscalității. Să nu perturb climatul economic al întregii Uniunii Europene prin enclave foarte deosebite față de celelalte state. De aceea eu am să fac în materialul care o să-l prezint câteva referiri la ceea ce cred eu că ar conduce la crearea unui climat economic prietenos